Poliția română a efectuat astăzi 313 percheziții în Sălaș și în alte 29 de județe la persoane și firme din domeniul jocurilor de noroc, bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. 24 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare. Pe raza județului Sălaș se desfășoară un număr de 15 percheziții. La data de 9 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 313 percheziții în 29 de județe și în municipiul București. Activitățile se desfășoară la sediile și punctele de lucru a 16 firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, persoanele în cauză ar fi creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obținute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc. Astfel, veniturile obținute prin exploatarea jocurilor de noroc în săl deschise pe raza mai multor localități din 29 de județe din țară ar fi fost diminuate prin intervenții directe asupra mecanismelor ori sistemelor de contorizare ale aparatelor electronice. Ulterior, sumele neînregistrate în evidențele contabile li-ar fi fost atribuită proveniența de aparat legală, fiind reintroduse în circuitul economic ca împrumut asociat pentru extinderea activităților în domeniul jocurilor de noroc. Polițiștii vor pune în aplicare 24 de mandate de aducere, fiind vizate persoane cu vârste cuprinse între 30 și 52 de ani. La activități participă și polițiștii ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, ai Direcției Generale de Poliție Municipiului București și a Inspectoratelor de Poliție Județene Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Călăraș, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui și Vâlcea, precum și jandarmii.